Dintre subiectele contondente este cel al comasării alegerilor. Înțelegem că Partidul Național Liberal are această soluție, a fost prezentată inclusiv ca o soluție de reducere a cheltuielilor, dar e o soluție controversată având în vedere o decizie din 2012 a Curții Constituționale. Soluția comasării alegerilor locale și parlamentare. Cu precădere am văzut membrii ai Parlamentului mai degrabă interesați de comasarea acestor alegeri. Dumneavoastră sunteți președintele Consiliului Județean Bihor. Credeți că este o idee bună ca alegerile locale și cele parlamentare să se desfășoare simultan? Eu cred că, având în vedere că anul viitor vor fi 5 rânduri de alegeri, europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale, 2 tururi de scrutin, foarte probabil. Gândiți-vă că, practic, întreaga țară va fi într-o campanie electorală cel puțin 6 luni pe an, având în vedere perioada de campanie, perioada de precampanie. Și, de obicei, anii electorali sunt ani compromiși economic, de multe ori și administrativ, pentru că cel care este pe funcție e greu să se gândească cum deblochează un proiect pe fonduri europene, din moment ce s-ar putea să piardă alegerile să nu mai fie pe post. Și fără să fim ipocriți, energia lumii politice a tuturor candidaților este concentrată pe partea de campanie sau pe alegere, dacă este cazul, un candidat nou sau pe alegere. Ca atare, din punctul meu de vedere, s-ar impune comasarea unora dintre aceste alegeri, sigur, și din punct de vedere al reducerii cheltuielilor, dar mai ales, vă spun, a reducerea acestor perioade în care, din punct de vedere economic, lucrurile nu se duc într-o direcție bună. În plus, gândiți-vă să-i chemăm pe români de foarte multe ori la vot în condițiile în care 80% sau peste 70% înțeleg că percep că România se mișcă într-o direcție greșită, vă puteți da seama ce prezență la vot va fi și ce legitimitate electorală au niște alegeri, indiferent care va fi rezultatul. Și atunci, cred că o analiză serioasă de a comasa anumite alegeri este realistă. Acum, în ceea ce privește ce alegeri se comasează, e evident că nu se pot face decât vreo 2-3 analize, sau să se comaseze localele cu parlamentarele sau parlamentarele cu prezidențialele, pentru că să revenim la că sunt parlamentarele și prezidențiale, revenim la ciclurile care au fost în România înainte de a se mări mandatul președintelui cu un an de zile. Aici sunt, cum să vă spun, analizele partidelor. E clar că partidele care au o rețea bună de primari, cum sunt cele două partide, PNL și PSD, ipotetic ar fi ușor avantajate la parlamentare dacă s-ar suprapune localele cu parlamentarele. Apoi, sigur, e o problemă de alegeri prezidențiale, cine are candidații anunțați, dacă acel candidat poate să fie o locomotivă pentru partidul lui sau nu poate să fie. Aici e vorba de niște analize, parte constituționale, parte de, hai să spunem, de mici beneficii politice, dar nu dau seama dacă aceste beneficii vor salva partide sau nu le vor salva, sau vor crea, să spunem, un avantaj. De obicei am văzut în ciclurile anterioare că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg de cele mai multe ori. Mă gândesc când au fost trasate, dacă vă aduceți aminte, acele colegii erau ca niște arhipelaguri gândite doar un deputat va ieși cum trebuie și nu întotdeauna s-a întâmplat acest lucru. Da.